Îmi pare rău că am avut cumva dreptate și că ăsta olandezul, eu asta am spus, că e bun, ceea ce era, adică n-am descoperit nimic extraordinar, dar am spus lucruri, trebuie așa, de bun simț, că olandezul clar nu s-a aflat la prima treabă pe România și că el n-ar fi fost prins nici acum dacă nu s-ar fi întâmplat două lucruri, dacă nu s-ar fi suprapus peste interesul media pentru acest gen de lucruri, pentru că populația acum, printr-o conjunctură trecătoare, sunt convins, e interesată în acest moment de astfel de treburi. Altădată nu era interesată absolut deloc populația României și deci nici media. Așa. Și deci a avut ghinion că s-a suprapus pe și că l-a luat valul totuși și a și ucis-o. Chiar și așa nu cred că s-ar fi întâmplat mare lucru de la autoritățile din România dacă nu era presiunea media. Pentru că în Iași, prietene, ăia nu l-au găsit pe olandezul vieții, că nu i-a intrat în cot. De-aia, ce să spun, de-aia nu stăteau ei să... Deci aia cu vai, nu se vede bine pe imagine, cu, să zicem că era pană de curent. Și nu mergea nicio cameră. Ce se întâmplă? Nu mai prins criminalul că nu e pană de curent. Adică noi totuși transformăm acești magistrați pe care îi plătim gras, cărora le dăm avantaje, pensii speciale și îi pupăm și în fund și le dăm și case. Îi transformăm doar așa niște secretare care se uită pe un ecran și frățiuer n-a apărut pe ecran. Dacă n-a apărut pe ecran, eu ce să fac? Păi nu știu. De exemplu, meseria. Bănuiesc că e o meserie, că așa să mă uit pe ecran, poți și eu. Poți și tu, poate oricine să ne uităm dracu pe ecran. Ia uite, bănele. Alte nu se vede pe ecran. Ghinion. Până când s-o vedea, asta e. Adică totuși ei, magistrații lupește prăjită ăștia cu inameu, cu drepto, cu harnelile astea, specialiști în... Ăștia totuși trebuie să aibă niște metode specifice, mai mult decât am apăsat pe un buton și m-am uitat într-un ecran. Că asta poate să facă și secretara Mimi. Plus cafele.